Aseară Daria și Marius au primit un cadou comun din partea susținătorilor. Care e a meu și care e a tău? Asta roz e a meu. Nu știu. Avem și scrisoare? Ciocolata mea preferată. Hai să citim. Dragii noștri, vă trimitem câte un ursuleț că am văzut, Daria, că îți plac plusurile și l-ai fi vrut și pe cel al lui Marius. Ați găsit și acolo motiv să vă contraziceți. Dar nu e problemă pentru noi. Am mai susținut pe cineva care se certau rău de tot și acum sunt căsătoriți și foarte bine. Voi reușiți să transmiteți ceva chiar și atunci când vă contrați. Marius, ești delicios. Ne place mult că reușești să te controlezi suficient, dar totuși să-ți expui părerea. Daria, atât de mult vorbește orgoliul. Oricum, voi sunteți conștienți că doar unul pe altul vă placeți acolo în casă. E clar asta. Și oricât negați, atitudinea voastră vă contrazice. Daria, ai grijă cum exprimi nemulțumirile tale. De multe ori ai tendința de a jigni, umili și asta nu e deloc bine. Aveți maturitatea de a discuta frumos și calm despre tot. Dați-vă o șansă de a vă descoperi cu adevărat. Lăsați orgoliile deoparte. Nimeni nu vrea o apropiere între voi. Să țineți minte aceste lucruri. Cu drag, aceleași fete care cred în voi. Da, mulțumim frumos. Anonim. Da. Ce drăguț e. Sunt ursuleți gemeni ăștia doi. Hug. Hug. Și poți să ții tu ciocolata tot. Dar eu am una. Poți să ții și pe aia. Mai, dar fetele astea de ce nu vor să spună cine sunt? Păi, probabil sunt mai multe și e un grup. Și probabil toate au aceeași părere. Foarte frumos, le mulțumim extrem de mult. Frumos gestul. Ce frumos, îmi place. Avem amintiri de doi ursuleți care o să ne alege tot timpul. Se numesc Daria și Marius? Da. Uite clira ce am primit. Ea este Daria și celălalt este Marius. Bravo, mă bucur. Cam separați. Aveți chef să citiți? Vezi bine? Uite ce frumos e și ăla albul. Da, așa, așa, așa. Mai ce faină, mamă, ce roz e. Da. De când doream un ursuleț roz? Am mai susținut pe cineva care se certau rău de tot și acum sunt căsătoriți și sunt foarte bine. Amândoi ați greșit, amândoi sunteți impulsivi, spuneți cuvinte dure. Încercați să lucrați la voi, acolo este locul potrivit pentru a vă corecta și să deveniți cea mai bună versiune a voastră. În consecință, cum s-ar zice... Stai aici, Marius! Nu vă ridicați! Încă avem loc, am ținut și eu pe Daria puțin în brațe. Îți aduc ursulețul și ție alb? Nu, am aici ursuleț. Cum s-ar zice, make it... Da, corect, frumos! Niște fete foarte inteligente. Foarte frumos. Și foarte drăguțe. Da. Și sincere, că ne-au scris toate astea. Cum ce văd. Uh-huh. Da, și le mulțumim. Trebuie să vă ceți curs și în brațe să mulțumiți. Să fii cu minte, să ai grijă de... Că te iau de urechi. Păi ar trebui să mi-l dai pe Marius. A, și tu să o iei pe Daria. Da. Nu, lasă-l pe ăsta roz. Hai, mergem la cameră să mulțumim. Și ce le zicem? Ce să le zicem? Putem să le zicem ceva? Să le mulțumim. Referitor la noi, mă refer. Că veți începe o nouă cunoaștere. La ce te gândești? La ce scrii pe aici? Și în mintea ta la ce te gândești? Ce-am făcut? La ce zici aici de mine? Așa, prieteni. Lăsați orgoliile deoparte, bine, și eu sunt orgolios. Câteodată. Care sunt foarte mari. Ce zicem? Ai vreo idee? Da. Nu. Deci cred că putem să începem cu mulțumirile și că au fost drăguțe cuvintele astea și că datorită acestei scrisori am îngropat securarea războiului și că le mulțumim pentru ursuleți. N-am înțeles pe aia cu secură. Că
ne-am apropiat și că te-am luat în brațe și că nu ne-am mai vorbit de două zile și că acum suntem bine, că ne-a făcut să ne apropiem cu vitul ăsta. Într-un război nu suntem. Make love, not war. Dar parcă Daria se arăta ușor emoționată de toată această discuție. I love you. Și a scrie aici. Și tu de ce ai citit cu voce tare? Aia, zici și așa. Hai să stăm să ne gândim bine. Ce le zicem, nu? Da, dar nu e neapărat azi. Stăm să ne gândim până mâine. Bine, ok. Tu dacă crezi că putem să ajungem la un numitor comun acum? Să mergem să vorbim cu ele? Nu știu, mai bine mâine. Ai cam mult timp nevoie să te gândești. Foarte drăguț, sursulețul tău, sunt gelos pe el. A, da? Da. Brav. Da. Da, și eu sunt orgolios. Eu nu, dar tu mă faci să fiu. Stârnești în mine un sentiment pe care eu nu vreau să-l am. E un sentiment, un orgoliu, un... Nu pot să zic orgoliu, iubire, că nu e orgoliu, dar e un orgoliu, un ceva. Pe care tu îl stârnești în mine. De ce stârnești asta în mine? Nu vreau să stârnești orgoliul ăsta în mine. E bine că stârnești ceva, măcar. Lasă, că asta se poate depăși și cu orgoliul. Dar cam comunica eficient, da? Dar tu nu exprimi ceea ce vrei, ceea ce simți. Pentru că ții în tine foarte mult. Da, una dintre lucrurile pe care le am de învățat aici e o comunicare mai eficientă. Ce e așa greu? Când simți un om să-i spui ceva ce simți, îi spui. Cum îți vine? Nu stârnești sentimentul de orgoliu. Mi-ai spus atunci, acolo pe canapea, că am trezit în tine ceva ce nu te așteptai. Și că știu da, să fac bărbatul să se simtă bărbat. Așa și că fost. Sunt gingașul, că sunt așa mai departe. Și după aia arunca cu noroi în mine. Păi așa și fost. Păi și crezi că nu m-a durut? Te cred că te-a durut. Eu și că ți-a fost greu. Nu am spus nimic urât și în continuare am zis frumos despre tine. Eu nu mi-aș fi dorit niciodată să te fac să plângi. Dar am făcut-o fără să vreau. Ce? Unde e ăsta, te rog? Da, stai un pic. Marius, îți dau asta. Ah. Ce ai pățit? Nu, ești ok? Îți bine. Doar că s-au acumulat multe. Ce mi-ai pățit și tu, Daria? Nimic, doar că s-au acumulat multe și... Am primit o scrisoare pentru amândoi. Am primit amândoi ursuleți împreună. Și am primit scrisoarea asta, uite, citește-o. O să citesc? Da! Și ce a zis? Azi ne-am gândit să transmitem un mesaj la Antena Play și eu am zis că... Ce s-a întâmplat? Nimic. Ba da. Nu s-a întâmplat nimic. Doar am venit și am dat scrisoare. Bine. Și am să o pun aici. Și am să închid cutia. Și vorbeați voi ceva, nu? Îi ziceam că aveam să mă duc să fac un duș. Că...
că vreau să mă duc să fac un duș să mă schimb și în hainele mele comode. Dar ea nu ești în apele tale. Ce s-a întâmplat? Mai avem și schimbări de stare. Dar de obicei sunt cauzate de ceva. Categoric. Ce e în sufletul tău? Nu știu. Sunt bine eu cu mine. Doar că unele situații mă afectează și pe mine. Cu toate că am tăria de caracter pe care o am, mai cedez și eu câteodată. Ce te-a afectat? Ce anume te-a afectat? M-a pus foarte mult pe gânduri mesajul pe care l-am primit de la fete, de la susținătoarele noastre, și m-a afectat, sincer, foarte mult indiferența lui Marius când am vorbit. Adică chiar am vrut să clarificăm situația. Cu toate că amândoi am fost împinși de acel mesaj, m-a durut indiferența lui și reacțiile. Dar sunt ok. Dar ce anume te-ai fi așteptat ca el să facă și nu a făcut, dincolo de faptul că... Nu am pus așteptări, pentru că dacă îmi puneam așteptări, era mult mai dezamăgită. Mm-hmm. Nu, sincer, mă așteptam să fie doar puțin mai deschis, să zică cu adevărat ce vrea și ce nu vrea, pentru că el nu știe ce vrea. Și ar fi mai ușor dacă ar fi zis asta, că nu știe ce vrea. Dar am vorbit după aceea, a venit în cameră și am clarificat și am vorbit. Întrebarea e dacă el chiar nu știe ce vrea, Marius. Nu. Tocmai de aceea am și făcut declarațiile dinainte, cu o săptămână. I-am spus și Dariei. Cumva problema sigur pleacă de la mine, căci simt că din partea ei sunt ceva sentimente, dar din partea mea nu pleacă nimic. Și de aici noi putem să rămânem la un nivel de prietenie. Și asta am și făcut, ne-am împăcat, am vorbit, am clarificat puțin lucrurile și am stabilit să luăm lucrurile mai ușor, să comunicăm în continuare și nu e problema de ceea ce vreau sau ce nu vreau. E problema dacă simt sau nu. Exact. Și din ce am înțeles, tu nu. Nu. E, și aici mă întorc spre tine, Daria, și spun... Apropo de comunicare și tot ce vine de aici, poate că ți-ar face mai rău dacă ați comunica cum ați comunicat până acum, în condițiile în care el simte că din partea ta ar veni ceva, dar el nu poate să-ți întoarcă lucrurile acestea. Sufletește. Gândește, am înțeles, am și vorbit asta cu el. El se gândește foarte, foarte departe. Se gândește la o căsnicie, se gândește la mult prea mult. Adică eu nu m-am gândit nici la o relație cu el. M-am gândit și m-am bazat strict pe prezent, pe prietenie. Adică noi nu avem cum să începem o relație dacă nu avem o prietenie bazată pe comunicare și pe încredere. Stai, dar că în principiu nu toate relațiile încep cu prietenie. Adică prietenia se dezvoltă. O relație începe în primul rând dacă există atracție și dacă simți ceva pentru omul acela. Da. Ori aici e problema cu el, pentru că el nu simte să se apropie de tine la felul în care, în felul în care tu simți să te apropii de el. Pentru că eu sunt bine eu cu mine și mă pot deschide, dar el nu e bine el cu el în adâncul lui. Dar de ce spui asta? Mi-a dat de înțeles asta, mi-a și spus. Că nu e tocmai în totalitate ok el cu el. Dar e ok, nu am nicio problemă cu asta. Marius, așa e sau? Sunt conștient că am provocat destul de multe suferințe în jurul meu, tocmai din cauzele astea, că eu nu simt în... Dar probabil n-a fost nici femeia potrivită lângă mine, căci eu știu cum e să simți, am simțit și știu cum e să simți și să iubești. Și știu și sunt conștient că de-aia am și făcut chestiile astea, că nu se va ridica la nivelul acela sentimentele mele. O iubesc și mi-e drag de ea ca prietenă. Și dacă are nevoie de mine și oricând va veni să vorbească cu mine, voi fi acolo pentru tine, Daria, să știi. Dar ce ține de o relație... Am înțeles. Adică pentru noi ceilalți e clar, cumva
Și tu, Daria, trebuie să accepți treaba asta. Da, ok, am vorbit, suntem prieteni. Adică să, da, dincolo de prieteni, adică să nu te agăți de ceva de genul că el nu e ok cu el. Mie mi se pare că a fost foarte cinstit și a spus... Da, am vorbit noi mai mult. Da? Dar suntem ok. Bine. Suntem. Da, mai iar.